dragi spectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Mă bucur să fim împreună pentru a descoperi noi valori, noi persoane, noi lucruri care cred eu că pot impresiona lumea de azi. E adevărat că lumea creștină are o mulțime de valori, de lucruri extraordinare, de lumini care poate prea rar sunt evidențiate. Chiar lângă noi putem întâlni persoane care aduc în lume mângâiere, alinare, un cuvânt bun, un zâmbet celor de lângă ei. Sunt persoane care fac ca lumea de azi să fie o lume mai bună. Pentru ieșeni, cred că nu este o necunoscută faptul că în cartierul Bucium, pe strada aproape fără sos, o stradă cu nume de rezonanță, este un cămin pentru oamenii în vârstă. Un cămin care face zilele mai frumoase, face bătrânețea mai alinată, face ca cei poate uitați de lume să găsească aici un dram de mângâiere. Tocmai de aceea, astăzi suntem aici pentru a vedea geneza acestui așezământ și să cunoaștem câteva persoane care își oferă viața lor, munca lor, timpul lor, își oferă cu multă bunăvoință serviciul. Tocmai pentru aceste persoane, le spunem noi, cele mai singuratice și cele mai părăsite câteodată. Tocmai de aceea, în studio aici, am invitat două persoane care sunt dedicate acestei munci deosebite, prin vocația lor. E vorba de sora Victoria Pop și de sora Scolastica Elias, care vine tocmai din India pentru a munci aici, la noi, în Moldova, și pentru a oferi din serviciul și ajutorul său. Așadar, bun venit în studioul TVR Iași și chiar vă rog să vă prezentați, să aduceți și în fața telespectatorilor frumusețea genezei vocației dumneavoastră. Bun găsit tuturor! Sunt din Dej și în câteva cuvinte ce pot să spun despre vocația mea, cum am ajuns în această congregație. Primele semne ale chemării au izvorât în anii de liceu, atunci când am început să mă gândesc ceea ce vreau să fac cu viitorul meu. Și atunci, ori viața de căsătorie, ori o facultate, ori viața de mănăstire, cu ajutorul directorului spiritual, cu susținerea familiei și cu rugăciunea în primul rând și cu harul care le-am primit de a asculta voința lui Dumnezeu și semnele lui pe care a vrut să mi le facă, am hotărât să intru în această mănăstire la Iași și am intrat. Cum ai descoperit această mănăstire, această congregație? Fiind din Dej, la mare depărtare de Iași, am apelat la sfatul părintelui spiritual, un preot greco-catolic, care a fost inspirat de Duhul Sfânt și care a fost foarte clar. Mi-a spus, uite, Victoria, nu mergem la Cluj pentru că este prea aproape de casă. Și atunci cunoștea mănăstirea de la Iași doar din vedere, a trecut prin Iași mai demult, două zile și a plăcut și atunci a spus, mergem acolo, la Casa Providenței. Și când ai văzut această casă? Când am ajuns când am văzut această casă, primul, un alt semn al vocației mele a fost acela că m-am simțit din prima clipă primită și m-am simțit în familie. Să spunem că provii dintr-o familie a unor părinți sau unui preot greco-catolic. Da. Cum a fost acceptată această plecare din familie tocmai la Iași? Părinții mei au fost de acord din prima. Mai întâi am vorbit cu mama, pentru că tatăl meu m-a exprimat câteodată că nu vroia surori la fete la mănăstire, nu știu din care motive. Și atunci am vorbit cu mama. Cu mama am hotărât să merg în altă localitate la acest preot și m-a însoțit tata. Tata nu știa de ce merg eu la preotul ăsta, de fapt, să mă sfătuiesc despre plecarea mea. Și când m-am întors hotărâtă că plec la Iași, la Casa Providenței, mama a vorbit cu tata, eu trăgeam cu urechea din cealaltă cameră și tata a spus că nu va spune niciodată nu voinței lui Dumnezeu. Și înțeleg că prin vocație și prin prezența ta și prin slujire ai devenit eșeancă. Da, da, de mulți ani. Da. Acum să o ascultăm pe sora Scolastica Elias, care vine tocmai din sudul Indiei, de unde vorbește o limbă Tamil se cheamă și slujește la noi la Iași. Sora Scolastica, dacă ai putea să ne spui în câteva cuvinte, cum s-a născut în tine vocația de a deveni soră?
Dintr-o mine, pentru mine, la vocația nascut din familia mea. Părinții mei sunt așa de iubiți e credincioși. Când am plecat pentru catechesimul la prima împărtășire, acolo am auzit de Sfânta Scolastica. Ea a fost o soră, apoi Sfânta. De acolo, pentru mine, a născut, am un mare desider, voință de schimba mergere în monasteră, fac la soara. Am Familia studiat. ta a fost de acord cu acest lucru? Familia mea nu a fost de acord, am scăpat din familia, pentru că părinții mei, fratele, sororii mele, nu vrea că eu plecase în monasteră. Eu sunt mai mic în familia. Am lucrat, asistentă socială, în un'altă seară. Acolo am plecat în monasterul. S-a împotrivit familia pentru vocația ta? Da, ele primul timp nu vrea, apoi când am făcut înțelegere ele, mi-a ajutat pentru că părinții mei au rugat apoi Dumnezeu că Și de pentru când timp sunteți în mănăstire? De când timp sunteți călugăriță? Am intrat în 1987 în conventul, acum da, 26 ani. Frumos, adică plecată din India cu gânduri de slujire și a ajuns în România. Congregația dumneavoastră are un nume, Fiicele Sfintei Maria Divinei Providențe. Chiar aș vrea și pentru telespectatori și pentru mine să intrăm puțin în geneza, în modul cum s-a născut această congregație, de fapt o congregație a părintelui cunoscut de toată lumea, Don Goanela sau Părintele Sfântul Alois Goanela. Sora Victoria, cum s-a născut această congregație? Această congregație s-a născut din dorința fondatorului nostru de a face binele și de a ajuta pe cei mai săraci și cei mai marginalizați. Părintele Gonela s-a născut în 1800 30. 42, mă scuzați. Asta ca să înțelegem contextul. Atunci, în Italia, în nordul Italiei, era sărăcie mare. Erau mulți emigrați, erau mulți orfani de război și atunci părintele, prin inspirația Duhului Sfânt, a simțit nevoia de a-i ajuta pe cei mai săraci. Care este zona lui de plecare? De unde a plecat el, de fapt? Deci dânsul s-a născut în Fracișo, pe un vârf de munte. Acolo a primit educația dintr-o familie creștină. Să înțeleg că este nordul În Italiei. nordul Italiei, da. Iar el a așteptat primii ani de preoție, spune dânsul, ceasul providenței. Ceasul providenței a sunat pentru el când a fost numit paroh în parohia Pianello, pe malul lacului Como, tot în nord. Aici a avut fericirea să găsească deja un grup de tinere. Aceste tinere au fost adunate de parohul dinainte, Carlo Copini, care a murit. Și el, în aceste tinere, a găsit disponibilitatea, deschiderea și dorința în aceste tinere de a face binele și cu ele a început prima sa operă la Cam Lago, lângă Pianello, unde a adunat bătrâni, persoane cu handicap, orfani. De fapt, să înțelegem că în acea perioadă a secolului al XIX-lea, Italia și nordul Italiei, într-un mod deosebit, a cunoscut o efervescență a acestor oameni care au schimbat multe lucruri din punct de vedere social. Da. Mă gândesc aici la Sfântul Alois Crosopi, Ioan Calabria, Don Don Bosco. Bosco, și am putea continua, Don Orione. Adică era o problemă socială foarte grea, oare în Italia de Nord la vremea aceea? Era o situație foarte grea la nivel economic, era o sărăcie mare, fapt pentru care mulți au emigrat în Statele Unite și au rămas copiii abandonați. Era și o situație critică la nivel politic și atunci erau și mulți orfani în urma războiului. Din cauza sărăciei, persoanele cu handicap erau ținute închise, nu erau Și care au îngrijite. fost primele acțiuni caritative ale părintelui Goanela? În primul rând, dânsul a deschis grădinițe. Era un pic mai simplu și a deschis școli pentru a instrui poporul lui Dumnezeu, școli serale, și s-a dăruit cu totul persoanelor în vârstă, care erau neîngrijite, singure, abandonate, și persoanelor cu handicap.
Deci opera de la Iași intră exact în dorința primordială a părintelui, a Sfântului Alois Goanela. Mergem mai departe puțin. În viața părintelui Alois Goanela apare o persoană, Fericita Clara Bozata. Care este rolul ei? Fericita Clara Bozata este prima soră goaneliană care a murit în har sfințitor. A murit tânără la 29 de ani din cauza unei boli de plămâni. Atunci nu erau nici îngrijirile care sunt acum, boală luată din cauza sărăciei, a sacrificiilor. Sora Clara este sora mai mică a Marcelinei. Marcelina a fost una dintre primele tinere pe care părintele Goanela le-a găsit la Pianello. Deci acum iată-ne la 100, aproape 200 de ani de la nașterea părintelui Goanela și 100 de ani, crede, opere goaneliană. Unde întâlnim surorile goaneliene sau fiicele Divinei Providențe în lume? Imediat după Italia, părintele Goanela a deschis case în Elveția. Înainte de a muri cu 2 ani, cu precizie în 1913, a mers în Statele Unite ale Americii, unde a văzut nevoia mare a emigraților italieni de a avea un sprijin spiritual, moral, material și a trimis primele surori. Deci în Elveția, prima dată. În Elveția. Astăzi, unde se află ele? Astăzi suntem în 14 țări. În Statele Unite, în Canada, în Brazilia, Mexic, Columbia, India, Paraguay, Filipine, Argentina, Spania, Chile. Și pentru că este sora scolastică cu experiență din India, cum a luat în India nașterea această operă goaneliană? Primele surori, când au venit în India? 1987. Eu sunt de la prima cu alte două. Suntem trei surori, prime surori indiene. Acum noi avem 10 comunități, că când avem anche lucră de handicap pentru bătrâni, pentru adolescenti, anche noi avem grijă de prioții din două casele, avem casa de formațiune. Deci în 20 și ceva de ani, o creștere spectaculoasă, aș putea spune, în India. Da, 25. Recent s-au împlinit 2 ani, sau se vor împlini 2 ani de când a fost canonizat părintele Goanela. Mi-amintesc că atunci am văzut surori din toată lumea la Roma. Da. Cum a fost sau cum a trăit acest moment al canonizării, a declarării ca sfânt al întemeitorului dumneavoastră? Pentru congregație a fost un moment foarte așteptat. L-am trăit cu o bucurie enormă și ca și o invitație la o convertire, la o reînnoire și am participat în număr consistent, putem să spunem. Am fost două grupuri de adulți și de tineri. Am avut fericirea și harul să fim în piață cu atâta lume din toate națiunile și să ne întâlnim acolo cu goanelieni, cooperatori, surori laici, voluntari, binefăcători din Brazilia, din Filipine, din Spania. O efervescență și o bucurie, maximă, mare. Sigur, pentru orice membru al unei congregații, când întemeitorul este ridicat la cinstea altarilor, chiar declarat sfânt. Să venim cu discuția noastră la Iași, pentru că Iașul, eu aș spune că este un mare favorizat și un beneficiar al congregației dumneavoastră prin acel număr mare de vârstnici, de bolnavi, care găsesc alinare și găzduire în casa dumneavoastră. În ce constă opera de la Iași, mai concret? Deci opera de la Iași este structurată în două centre, în Căminul de Bătrâni, unde găzduim și îngrijim 40 de persoane în vârstă, unde mai avem un serviciu social la care oferim masă pentru aproximativ 70-80 de familii sărace. Adică zilnic pot primi prânzul la dumneavoastră 80 de oameni ai străzii, să înțeleg. Da, vin cu oalele, cu așa, și consumă prânzul în familie. Deci nu la noi, merg acasă ca să beneficieze toată familia de binele ăsta material. Mai avem un centru vis-a-vis, Casa Providenței, care este un centru rezidențial unde găzduim adolescente, cărora le oferim posibilitatea de a-și continua studiile, pentru că vin din sate mai sărace, din familii defavorizate. Și să înțeleg că veniți în ajutorul unor elevi și studenți care studiază în Iași și au la dumneavoastră găzduire. Au găzduire, oferim atât la tinere cât și la bătrâni, nu numai găzduirea, dar oferim și o formare, un sprijin uman, moral,
spiritual, zilele sunt organizate bine, ceea ce doresc să sublinizez faptul că nu suntem singure noi, surorile, ci suntem într-o colaborare pozitivă cu laicii. Da. Mai aveți și alte puncte de lucru, să le spunem, în Moldova? Mai avem la Șcheia un centru social unde se oferă asistență bătrânilor la domiciliu și copiilor, și la Sacna. La Sacna este ultima noastră comunitate, unde casa e în construcție, unde două surori se ocupă de pastorală și de un centru de zi după școală pentru elevi. O întrebare concretă. În căminul dumneavoastră, aici, pe strada Plopii Fără Sos, sunt numai persoane catolice? Nu. Actual găzduim și persoane în vârstă ortodoxe. Știu că acum câțiva ani erau și persoane protestante. Deci nu găzduim numai catolici, noi îi luăm pe cei, bineînțeles, cu anchetă socială, cu vizită la domiciliu, pe cei care au mai mare nevoie. Deci înseamnă că putem vorbi de o lucrare a întâlnirii între creștini în casa dumneavoastră. Pentru că noi, la baza acestor servicii sociale pe care le oferim, medicale sau de asistență, respectăm demnitatea ființei umane, frumusețea interioară a fiecăruia. La centru este persoana și demnitatea ei, indiferent de religie sau de vârstă, de condițiile materiale. Ai putea să ne spui cine a avut ideea înființării acestui așezământ și acestui loc de alinare a suferințelor la Iași? Primul preot romano-catolic care a fost în Italia și a vizitat, cred că a fost chiar găzduit într-o casă de-a noastră pentru persoane cu handicap, Casa Sfânta Maria la Roma, este părintele Ferenț, de la seminar. Eduard Ferenț. Dânsul a rămas uimit, edificat de ceea ce noi făceam acolo și facem și acum pentru persoanele cu handicap. Acolo este o casă foarte mare. Și atunci, bineînțeles, cu aprobarea episcopului, cu aprobarea superiorilor noștri, au venit primele surori în 1993. Există o strânsă colaborare între surorile de la Iași și surorile din Italia? Există, pentru că sediul nostru și Maica Generală este la Roma. Noi depindem de Maica Generală și în deciziile importante și la nivel financiar și mai ales în spiritul de familie, de formare, în spiritul nostru, întrucât familie guaneliană. Am văzut adesea la sărbători prezența episcopilor, la preasfântul Petru Gherghe, la preasfântul Aurel Percă. Înseamnă că și episcopii și toată lumea apreciază opera dumneavoastră, bănuiesc. Putem spune că preasfințiții țin la noi, ne iubesc, ne respectă, vin de bunăvoie, ne ajută ori de câte ori avem nevoie. Aș vrea să mergem mai departe puțin cu formarea surorilor. Unde și cum se face? Pentru că bănuiesc este un drum de formare de la a dori și până la a depune voturile perpetue. Unde și cum se face? Deci, primii ani de formare se fac în țara de origine. Sora Scolastica a făcut aspirandat, postulandat, noviciat în India. După aia, ca și surori tinere, pregătirea pentru voturile pe viață o facem în Italia. Eu am făcut în Italia și noviciatul, pentru că atunci încă în România nu era opera cu căminul de bătrâni și atunci formarea se făcea noviciatul și în... Deci pregătirea, oarecum, e important de făcut și în Italia. Și în Italia, da. În această privință, vreau să spun, voturile care se fac, le faceți aici sau în Italia? Ani la rând, deci primele voturi, de exemplu, noi româncele le-am făcut în Italia. Voturile pe viață, deja este al doilea an în care avem onoarea, fericirea, bucuria ca voturile pe viață o soră româncă să le facă aici în țară. Deja anul trecut le-au făcut la Căminul de Bătrâni, anul acesta chiar în satul de origine, în Valea Mare. Deci este un început în care voturile vor fi în țările de origine, ca și mărturie de viață, ca și... O întrebare pentru sora Scolastica. De când ești în România? 2 ani, 3 luni. 2 ani și 3 luni. Da. Și ce ți-a plăcut ție în România? Cum ai găsit? Ce părere ai tu despre România? Toată lumea sunt așa de mare ospitalitate. Deci ospitalitatea. Da. Are una mare iubire pentru Maica Fecioara Maria. Deci iubesc pe Maica Domnului. Da, m-a plăcut așa de tare de asta rugăciunea când fac așa de contact.
preia credința, așa. Deci tu ai văzut în rugăciunea lor credința la Maica Domnului. Da, anche il rispetto della persona. Respectul persoanei, frumos, da, subliniat. Da, mi-a plăcut așa de mult. Sigur că experiența ta nu este foarte lungă, dar bănuiesc că aici munca ta este considerată grea puțin, nu? Puțin, munca mea nu e așa de grea, pentru că mi place îngrijoare de le bătrâni. Să vedem dacă, sora Victoria, dacă mâine, după emisiunea noastră de azi, vine o tânără și întreabă, ce aș, sora Victoria, de unde vă trageți, sau sora Scolastica, de unde vă trageți această seninătate, această bucurie de a sluji, această lumină de pe față? De unde vă trageți, de fapt? Din raportul personal și intim pe care îl avem cu Hristos. Din relația personală cu Hristos izvorăște, bineînțeles, dorința de dăruire, care este adevărata fericire. Pentru că dăruind, noi dăruim timp, energie, sacrificii, muncă, primim însutit. Și din faptul de a se simți realizat și împlinit în ceea ce congregația ne cere să facem. Spune cineva că a muncit cu copii e mult mai simplu, te molipsești de zâmbetul lor. Fiind cu oamenii în vârstă, care nu totdeauna poate e cel mai ușor de lucrat, totuși trebuie să îți menții tonusul, să fii într-o disponibilitate maximă. E posibil să găsești o satisfacție mare în slujirea celor în vârstă? Da, Scolastică. Da, pentru că noi vedem în fiecare persoană il Cristo. Pe Iisus Hristos. Iisus Hristos. Așadar, bucuria e voința de lucrea să facă îngrijoare pentru ele. Deci când noi lucram, gândesc în minte că am acum fac servicii pentru Iisus Hristos. Este da mare bucurie. Excepțional de frumos exprimat. Când ai un bolnav în față, ai impresia că l-ai pe Iisus Hristos. Da. Mulțumesc pentru această mărturie, sora Scolastica. Mai departe, sunt momente în care viața de călugărie, viața de soră, cum voi lucrați într-un mediu social, poate fi și grea? Poate fi și grea pentru că trăim viața zilnică, trăim ca și persoane și ca și femei dedicate unei vieți. Poate fi grea și din colaborarea cu institutele, de exemplu, sau cu problemele care apar zilnic. Dar greutatea asta este mereu transformată de prezența lui Hristos. Ce mesaj ai avea de prezentat pentru tinerele de astăzi? Mă refer la tinerele sincere, tinerele în căutare, în căutarea identității, în realizarea ca persoane social, ca știință, ca viitor, ca tot ce vrei. Pentru o tânără de astăzi care este în căutare, ce îi spune? Unde se caute valorile? Valorile, în primul rând, le găsim, după cum am spus, în Iisus Hristos, în biserică. Pot să spun oricui ceea ce am trăit și din experiența proprie, de a avea curajul de a-L asculta și de a-L recunoaște pe Hristos, care în viața noastră trece și este prezență zilnică. În inimă, mai ales prin rugăciune, prin reculegere, dar în orice eveniment, în orice situație a zilei, chiar grea, chiar fericită, în oricare persoană, poate fi săracul, poate fi profesorul, părintele, preotul, angajatul, în fiecare persoană și în fiecare clipă, un semn al lui Dumnezeu este. Și atunci trebuie un pic de curaj ca să-i recunoaștem, putem spune, și minunile lui care le realizează. Deci concluzia este întâlnirea cu Hristos. Întâlnirea care cu Hristos. Pentru că suntem în prezența unei surori care vine de departe, ea are ca limbă maternă acasă la Scolastica tamil. De aceea, fiind aici în studio, aș ruga-o să ne cânte o cântare de ei de acasă, în limba tamil. Sora, între timp, sora Victoria, să ne spună ce ar vrea să spună acest cântecel. Deci acest cântec este închinat Maicii Sfinte. Refrenul spune, atunci când eu o invoc mamă, Maica Sfântă îmi vine în întâmpinare și îmi răspune, fică. Am urmat căile lumii, am întâlnit o infinitate de probleme, am invocat o mamă
Și dânsa m-a îmbrățișat, m-a strâns în brațe și mi-a spus, fica mea. Să ascultăm pe sora scolastică. Mai îndărâta, curânda îndărâvai, abăiul îndă sondal, anbai tukin îngil, vai tăiene cată corvai. Bye.